O fac filmul ăsta pentru toți tinerii care se gândesc să folosească steroizi. Salutare, dragii mei. Dăm drumul la videoclipul ăsta. Nu știu exact ce o să iasă, nu știu exact de ce, știu de ce îl fac, nu știu exact ce o să spun. Este freestyle. Hai să dăm drumul. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit. Cătălin Croitorul este numele meu. Mă știți ca Just Move și foarte mulți dintre voi mă știți și ca Matt Fitness din trecut. Astăzi vreau să vă vorbesc exact despre asta, despre trecutul meu și despre steroizi. Sunt eu în măsură să vă vorbesc despre ei sau nu? Eu zic că da, măcar dintr-un punct de vedere. De ce? Pentru că în trecut am folosit steroizi. Ce? Ce-i zis, mă? Da, am folosit steroizi în trecut. De ce, o să se întrebe foarte mulți dintre voi? Am folosit steroizi pentru că am fost prost. De fapt, nu am fost prost, dar am făcut alegeri greșite. Am făcut alegeri neinformate, am fost ignorant, puturos să citesc, n-am avut niciun interes să fac chestia asta și am fost naiv. Am crezut că aia este singura soluție. Vreau să vorbesc despre steroizi astăzi în speranța că se vor uita la clipulețul acesta oameni care se gândesc să folosească steroizi și vreau să vă ajut să faceți alegerea corectă. Însă, în același timp vreau să vă și descurajez. De ce? Pentru că am avut eu experiență proastă? Nu. Dar vreau să vă încurajez totodată să faceți alegerea corectă și să înțelegeți cum funcționează lucrurile sau ce să faceți înainte de a folosi steroizi. Pentru a face videoul acesta am fost influențat de Joe Aesthetics, care de curând a recunoscut, de parcă era nevoie, a recunoscut că folosește testosteron. Pentru voi este făcut acest videoclip. Dacă te-ai întrebat vreodată dacă îți dorești ca în viitor să folosești steroizi, filmulețul ăsta este pentru tine. Pentru că îl fac în ideea de a te opri puțin și de a te sfătui să faci o alegere informată. Să înveți exact care sunt efectele secundare ale steroizului și cum se folosesc. Două dintre cele mai mari probleme ale noastre. Am să vă vorbesc puțin despre mine înainte ca să înțelegeți de unde vin eu. Am plecat în cursa asta de fitness pe la 27 de ani, cred, când aveam 77 de kilograme. Am descoperit că m-am îngrășat într-un magazin de electrocasnice, pentru că m-am să cumpăr un cântar de baie și ca să-l testez, evident, m-am urcat pe el. Și când am văzut acolo 77, în condițiile în care eu nu văzusem pe cântar niciodată mai mult de 62. Am avut aproape toată viața mea, mă rog, de adolescent, 62 de kilograme. Dintr-o dată cântarul mi-a arătat 77. La o săptămână sau două săptămâni, la un grătar, unul dintre prietenii mei mi-a spus: băi, vezi că scurge burta peste curea, grasule, mi-a zis. Asta în condițiile și care și el era gras, apropo de chestia asta. Pe mine m-a atacat, mie mi-a dat un trigger. Orgoliul meu a fost rănit în momentul ăla, pentru că doua zi, duminică, luni, eram la sală. Aveam deja abonamentul făcut și eram deja pe bandă. Am reușit să slăbesc în 6 luni de zile, iar poza asta este făcută la un an distanță. În 6 luni de zile am făcut cantități imense de cardio și am mâncat extrem de puțin. Lucruri pe care nu aș sfătui pe nimeni să facă în momentul de față. Însă aia a fost prima soluție la care m-am dus și asta este prima soluție la care mulți dintre voi vă gândiți, care vreți să slăbiți. Bun, am ajuns într-o formă foarte bună, natural. Însă, în momentul în care am ajuns acolo, mi-am dorit mai mult și este normal să faci. Aceasta este cheia evoluției noastre ca oameni. Și am început să mă gândesc cum să mă fac mai definit și mai mare. Auzeam în jurul meu doar discuții despre steroizi. Erau câțiva oameni care arătau incredibil. Oamenii aveau un genetic incredibil și de fiecare dată când treceau pe lângă noi se strângeau 2-3 grupulețe care spuneau: da, frate, are steroizi, folosește steroizi, folosește droguri. Știți și voi discuțiile astea, că le vedeți prin sală. Astea sunt preconcepții. Se supun proverbului acelui românesc care spune despre vulpe că se uită la struguri și zice că sunt acri. Doar pentru că tu nu ai rezultate nu înseamnă că persoana respectivă are rezultate mai bune pentru că folosește steroizi sau pentru că trișează. Nu, nu ăsta este motivul. Nu întotdeauna, cel puțin. Și atunci, auzind de fiecare dată steroizi, auzind de fiecare dată Winstrol și Anaval erau cele mai comune cuvinte pe care le auzeam mai des decât cât împingi la piept, mi s-a creat în capul meu impresia că alea sunt singurele soluții. Și atunci am căutat o persoană care să-mi livreze substanțele. Singurul sfat bun pe care l-am auzit atunci, mă gândesc acum, în urmă, și îmi dau seama că a fost un sfat bun, a fost de la un băiat la care m-am dus la un moment dat, știam că folosește steroizi și am vrut să discut cu el, să-l aflu și eu: băi, zi-mi și mie, ce se întâmplă, cum funcționează steroizii, eram curios, pentru că i-am zis: mie mi-este teamă să folosesc steroizii,
Răspunsul lui a fost, dacă ți este teamă să folosești steroizi, nu mai folosi steroizi. Punct. Ăla trebuia să fie momentul în care eu să-mi dau seama, gata, nu este de mine, merg mai departe, merg natural. Sau să te duci pur și simplu să începi să citești. Nu, în schimb ce am făcut? Exact cum fac și foarte mulți dintre copiii de astăzi, te duci pur și simplu la următoarea persoană care spune ceea ce vrei să auzi de fapt. Te duci la persoana care chiar îți livrează steroizi și atunci m-am dus la o persoană care livra. Persoană de încredere, am zis, băi, vreau și eu să mă fac mare, vreau să mă fac ca tine. Și ce, da mă, uite ea, încearcă Winstrol, ia pastilele astea, ia fă asta 3 săptămâni, după care 13 ani avar, încă 3 săptămâni. Atenție mare, nu sunt doctor, dar înainte să continuăm, nu uita să dai un like, un subscribe și un coment. Nu uita, gesturile astea mici din partea ta, dă un like chiar acum, fac ca eu să pot veni cu mai multe informații, cu mai multe videouri mai des și de o calitate și mai bună, așa că mă păzesc pe tine să dai un like. Ai dat? Hai de like chiar acum. Haide, haide. Și nu uita, comentează ceva. Spune-mi ce alte subiecte te interesează pentru viitor. Continuăm. Nu mai știu unde rămăsesem. Și m-am zis la persoana respectivă, mi-a zis, ia și fă ciclul ăsta. Bun, m-am întors. În 3 săptămâni observasem niște efecte de la steroizi respectiv care n-aveau nicio treabă cu ce-mi promisese. Oamenii spuneau că Winstrol o să scoată apa din organism și o să te vezi super definit, iar Navarro o să scoată venele din tine și iarăși o să te tai și mai tare. Iar eu nu vedeam decât faptul că rețineam apă la nivelul pielii, iar musculatura devenea mai densă, mai dură. Au început să mă doară articulațiile. Acum îmi dau seama că apa pe care o scotea organismul meu nu era deloc din musculatură sau din piele de unde îmi doream, ci era din articulații. Mai târziu afli că de fapt lucrurile astea se fac din alimentație. Însă alimentația mea nu era pusă la punct. Antrenamentul era pur și simplu ce faci astăzi? Piept, spate, picioare, umeri, brațe. Ăsta era bro split. L-am urmat o grămadă de ani. Timp de 3 ani de zile am folosit 4 cicluri de steroizi și o să vi le zic, ăsta a fost primul, Winstrol pastile, apoi al doilea, Winstrol injectabil cu Anavar, al treilea a fost Trenbolone, nu, aolo, stai, al treilea a fost cel mai tare. Al treilea a fost bubuială maximă. M-am dus și am zis, ok, am folosit astea, aveam cred că deja 2 ani de sală, m-am dus și am zis, vreau ceva tare, vreau să mă fac mare. Probabil că mi s-a dat, exact cum mi s-a dat și lui Joey Statics, că spune în filmulețului, dacă l-ați ascultat, îl știți, mi s-a dat ce avea acolo și zice, uite, ea folosește sustanol, era o chestie mică, o sticluță, care avea vreo 3 componente, 3 sau 4 esteri de testosteron. Mi-a bubuit curul, a trebuit să-mi învăț să-mi fac injecții, pentru că nu puteam să apelez la nimeni. Și am învățat să-mi fac injecții singur. A început să mă doară făceam 3 injecții pe săptămână. Este infernal, nu vreau să faceți așa ceva, vă sfătuiesc din star, nu faceți asta, pentru că sunt oameni care ajung la spital. Ca să vă faceți o idee, un prieten de-al meu mi-a zis așa, băi, a făcut odată injecția și am căzut în baie. Cum o să cazi în baie? Păi nu știu ce am nimerit. A nimerit un nerv, dar l-a luat amețeală sau n-a mai putut să mai stea în picioare și a căzut efectiv, nu știu de ce. Altul a zis că a injectat și a început să tușească instant, l-au luat frisoanele. Băi, ești nebun la cap, cum să faci? Mă jucam cu viața mea, toți ne jucam care foloseam, ne jucam cu viețile noastre și nu ne dăm seama. Povestea pe care vreau să vă spun este următoarea. Ciclul ăsta a fost cel mai important din viața mea pentru că m-am speriat de m-am căcat pe mine. În 3 săptămâni am luat 7 kg. Băi, 7 kg. A fost mai scump a trebuit să-mi schimb garderoba. Și a fost mai scump să-mi schimb garderoba decât a costat ciclul în sine. A trebuit să-mi schimb toate hainele. A trebuit să mănânc mai mult. Mi-aduc aminte că era, deși forma era foarte bună și o să pun aici, au început să apară efectele secundare. Efectele secundare la care nici măcar nu mă gândisem. Nici nu. Primul lucru la care m-am dus la persoana respectivă a fost să întreb cât mă costă și cât de mare o să mă fac. Asta au fost singurele întrebări pe care le-am pus. Apoi, după ce am trecut 3 săptămâni prin ciclu, au început să mă doară sfârcurile prima dată. Și am zis, băi, mă dor sfârcurile. Da, mă, da, e normal. Bă, a început să iasă cușuri pe mine, eram plin de acne pe spate. Bă, am acne. Da, mă, da, e normal. A început să-mi cadă și părul după ce am început să să fac chestia asta, a început să-mi scadă părul. Și colac peste pupăză, top, asta a fost cea mai tare, potența s-a dus jos pe vale. Când faci un ciclu de steroizi, potența ta este incredibil de mare. Faci sex de 3 ori pe zi și nu-ți ajunge, faci mai mult sex într-o zi decât fac alții într-o lună și nici măcar nu-ți ajunge chestia aia. Corpul tău primește foarte mult testosteron, ești mult mai agresiv, ești mult mai irascibil. Și partea nasoală abia acum vine, pentru că după ce s-a terminat ciclul, după ce s-au terminat fiolele, 3 sau 4 săptămâni a durat, a trebuit să încetez și am început să văd cu adevărat efectele secundare nasoale, pentru că a scăzut potența. De fapt, ce vorbesc? Libido a dispărut din start. Am sunat băiatul și am zis, vezi că am niște probleme, bă, păi nu mai am poftă de sex, a început să-mi cadă părul,
am coșurile astea pe spate de care nu mai scap și mă dor sfârcurile, am ginecomastie. Ești tu sensibil. Și da, eram sensibil. Ești tu sensibil, dar e normal să se întâmple chestia asta. Păi și ce fac cu libidoul? Nu e normal? Păi stai, mă, că trebuie să încep pe ciclu. Păi stai, bă, nene, că nu mi-ai zis la început. Băi, și nici măcar nu este vina lui, frate, este vina mea, pentru că eu n-am pus nici măcar întrebarea. Care sunt efectele secundare și care este prețul pe care o să-l plătesc eu dacă folosesc steroizi, în afară de prețul fizic, de banii pe tratament? Eu nu mi-a trecut nici măcar o secundă prin minte că ceva rău o să mi se întâmple. Sau măcar să întreb care este. M-am dus acasă trist, am intrat pe Google și am început să citesc. Primul lucru în toată documentația de steroizi pe care am găsit-o erau efectele secundare. Mari. Și le scria pe toate, iar eu le aveam pe toate. Toate efectele secundare din lume, căderea părului, libidou scăzut, acne, erau la mine. Am aflat că trebuie să fac poșiclu. Sună, fă rost de poșiclu. Am întârziat o săptămână, două cu el. A fost bătaie de cap. Alte injecții pe care trebuia să mi le fac. Și am zis, băi, nu prea merită chestia asta. Am învățat din chestia asta? Nu. Pentru că după ce am trecut cu bine de asta, m-am văzut cu saci în căruț, exact cum facem toți de cele mai multe ori. Și am mai căutat odată unul. Și am mai făcut încă un ciclu. Și încă un ciclu. Am mai făcut încă două cicluri grele după aia. În 2017, cred, în septembrie, am încheiat ultimul ciclu de steroizi pe care l-am folosit. Tot timpul ăsta, nimic nu era la locul lui. Antrenamentul era făcut după ureche. Care sunt aparatele libere? Le facem pe astea libere. Care sunt grupele pe care le antrenez? Tot timpul a fost brospit. Multe greutăți. Auzeam în jurul meu, băi, fă exercițiu, uite, vezi că fă exercițiul ăsta pe care ți-l dau eu, că la mine merge super bine. Și îl făceai ridicări cu gantele la spate pentru triceps. Mamă, zbulea direct coatele. Tracțiuni la helcometru cu bara la ceafă. Ce ai mai nebunit, îți rupe umerii, acum dau seama cât de stupid era tot ce făceam. Nu aveam niciun plan, nu aveam plan alimentar, nu știam să mănânc deloc. Meniul meu consta în ovăz, cum era la toată lumea, ovăz cu ouă, oribil. Nici măcar nu puneam zahăr în el sau puneam miere, cred, foarte puțină. Piept de pui cu orez, piept de pui cu broccoli, nu știam altceva. Și seara, pește sau iarăși piept de pui cu broccoli. Oribil, un stil de viață total aiurea. Mâncam lucruri care nu-mi plăceau, făceam sacrificii. Pentru că așa vedeam, mă uitam pe YouTube la videoclipurile motivaționale și ăsta, în loc să mă uit la videoclipuri care vindeau informații, care dădeau informații calitativă, mă uitam doar la motivaționale, la filmulețele motivaționale și vedeam pe Kai Green, vedeam monștrii ăștia din culturism care mâncau și sufereau și consideram că să suferi în fitness și în culturism este normal și dacă nu o faci înseamnă că nu ai rezultate și dacă nu te doare înseamnă că nu faci ceva bine. Lucrurile astea au continuat. Ciclul de steroizi, vreo 4 în total, 4 sau 5, antrenamente proaste, nutriție proastă, toate au dus la accidentări. În foarte scurt timp, în momentul în care făceam o definire și nu aveam nutriția bine pusă la punct, dar aveam steroizi injectați grămadă, s-a rupt ceva în mine, corpul meu a cedat. M-am pricopsit cu o hernie abdominală și una ombilicală. Mi-a ieșit practic pur și simplu buricul afară. Îl băgam înapoi. Asta s-a întâmplat în momentul în care am încercat să... Acolo a fost stupid, a fost extrem de stupid. Am încercat să ridic la fel de multe greutăți cum a ridicat și fratele meu. Dragoș s-a pus la bară, a ridicat de jos 220 de kilograme într-un deadlift și a zis, haide mă, fă și tu. Și eu zic, da mă, hai că fac și eu. N-am luat în considerare nivelul de antrenament, pregătirea de antrenament, n-am luat în considerare absolut nimic. Nici măcar kilogramele diferență. Sunt un tip destul de puternic, dar nu am luat în considerare faptul că el făcea asta de foarte mult timp, iar eu nu mai pusesem mâna să fac, nu mai atinsesem 220, nici măcar nu făcusem cu 200 de kilograme îndreptări. Am pus mâna, am ridicat-o, nici nu vreau să știu care a fost forma, că a fost groaznică, cu siguranță. Însă, după ce am dat drumul, mi-am verificat abdomenul și am zis, ups, să-mi bag piciorul, cred că am o hernie. În scurt timp am ajuns la spital, m-am operat. Ăla a fost momentul în care am zis stop. În 2 săptămâni de zile, recuperarea a durat doar 2 săptămâni de zile. Am fost înapoi în sală, după 14 zile, pe bicicletă eliptică să-mi reiau antrenamentele. Eram obsedat cu rezultatele. Voiam rezultate din ce în ce mai mult și consideram că dacă eu stau în pat, nu obțin rezultate. Obsesie. Asta este obsesie. Te poate distruge sau te poate ridica. Norocul meu a fost că în momentul ăla mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva. Și am dat peste informații. Mi-am cumpărat, de fapt, un plan de antrenament. Un plan de antrenament excelent, care mi-a servit ca ghid de atunci înainte. Am început să citesc despre diferite stiluri de antrenament, diferite tehnici de antrenament și așa mai departe. Ulterior am schimbat și sala. Am schimbat sala la care mergeam, m-am dus la o altă sală și acolo am cunoscut un băiat care antrena acolo, am cunoscut un antrenor care inițial a încercat să mă acapareze ca și client. Mi-a arătat câteva ponturi în ideea că hai să-ți arăt ce știu eu, a fost un truc foarte bun pe care îl făcea, însă în timp ne-am cunoscut și
nu am devenit client, am devenit prieteni. Mi-a arătat și mi-a corectat exerciții, am început să ne antrenăm împreună. Și el avea nevoie de partener și eu aveam nevoie de cineva care să mă învețe și am început să corectez tehnica de antrenament. Ulterior am acordat atenție și nutriției. Și în șase luni de zile am obținut cele mai tari rezultate pe care le obținusem în 3 sau 4 ani de sală. Folosind steroizi sau nu, nu-mi venea să cred cât de puțin a trebuit să modific în ceea ce făceam eu, cât de bine am reușit să respect și cât de bine eficiente și de mari au fost rezultatele și diferențele între folosirea de steroizi și folosirea unui antrenament și o nutriție corespunzătoare. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Am făcut o grămadă de greșeli, am urmat cicluri de steroizi pe care nu mi le-a prescris doctorul. Mi le-au prescris niște oameni care nu aveau nicio treabă cu medicina. Mi le-au prescris niște oameni care aveau un interes doar în a vinde niște produse, iar dozele recomandate de ei erau aceleași pentru oricine. Asta era doza și acum nu este mare diferență. S-au mai documentat, însă nu folosiți steroizi, nu folosiți dozele pe care vi le recomandă. Vrei să faci ceva ca lumea, du-te la medic și întreabă-ți medicul. Atenție mare cei tineri, nu folosiți steroizi pentru că nu aveți nevoie. Sunteți fabrici de testosteron. Până la 27-30 de ani nu aveți nevoie să faceți absolut nimic, să nu aduceți niciun surplus pentru că vă afectați producția voastră proprie de testosteron și vă rog să vă informați puternic și mult despre ce se întâmplă dacă folosiți steroizi. Aveți mai multe avantaje. Asigurați-vă în primul rând că aveți pus la punct odihnă, nutriție și antrenament. Învățați ce înseamnă tehnică de execuție, învățați ce înseamnă formă corectă a exercițiului, învățați ce înseamnă mobilitate și învățați ce înseamnă încărcare progresivă. Învățați ce înseamnă necesar de macronutrienți și învățați ce înseamnă necesar caloric. Învățați ce înseamnă mentenanță calorică, deficit caloric și surplus caloric. Învățați ce aveți nevoie voi, puneți întrebările corecte. Dacă veți pune întrebările corecte, veți avea răspunsurile corecte. Învățați din greșelile ăstora care ne dăm, care oferim informația noastră și oferim poveștile noastre din trecut, greșelile noastre, ca voi să nu le faceți. Nu repetați ce am făcut noi, suntem într-un punct în care putem să vedem ceea ce voi nu vedeți și vă dăm din viziunea noastră, încercăm să expunem lucrurile la care am greșit și punctele noastre de vedere și viziunea noastră, ca voi să beneficiați de asta. O fac filmul ăsta pentru toți tinerii care se gândesc să folosească steroizi. Și nu doar pentru tineri, pentru că ești tânăr, vârsta nu dictează câtă minte ai sau cât de rațional ești. Pentru că primesc întrebarea asta și de la persoane de 40 de ani. Băi Cătăline, dă și mie pastila aia magică. Nu există pastilă magică, există un proces întreg. Există ani de zile în care tu trebuie să te perfect. Cursa asta nu se termină niciodată, fitness-ul. Ești prins în ea toată viața și așa și trebuie, pentru că este un proces de dezvoltare. Tu te dezvolți, tu ai grijă de tine, trebuie să înțelegi chestia asta. Dacă nu înțelegi, dacă nu ești dispus să înțelegi că trebuie să te preocupe ceea ce mănânci, ceea ce faci, care sunt obiceiurile tale și să ai grijă de tine. Și dacă nu înțelegi că trebuie să te gândești la tine din viitor, faci totul greșit. Gândește-te la ce vrei să vrei să ajungi. Gândește-te cum vrei să ajungi acolo. Gândește-te cum vrei să arăți și cum vrei să fii. Când o să știi unde vrei să ajungi, o să știi ce vrei să faci acum. Ce se întâmplă pe termen scurt nu mai are sens. O să aibă sens doar ce vrei să faci acolo și atunci deciziile tale de astăzi sunt justificate. Sunt oameni care folosesc steroizi și fac abuzuri de toate felurile și ajung la 56 de ani și mor. Dar nu cumva vrei să ajungi la 70-80 de ani în condiții bune, să nu petreci toată viața prin spitale, să nu ai operații, să nu ai probleme medicale. Nu-ți dorești ca tu să trăiești o viață de calitate și să nu te doară genunchii când urci scările, să poți să jonglezi și să alergi printre ceilalți bătrânei prin parc, să se întrebe oamenii și tinerii la tine și să zică, wow, ce-o face omul ăla? Uite-mă ce exemplu este pentru mine. Nu vrei ca tu să fii exemplu pentru ceilalți? Și mai gândește-te la un lucru. Ai 70 de ani. La 70 de ani, dacă o să te miști bine, ceilalți de seamă cu tine nu se vor mișca la fel de bine. Și atunci ai un avantaj. Poți să alegi mai repede după băbuțe, mai bine decât ei. De-aia zic, ai grijă de tine, ai grijă de sănătatea ta. Gândește-te bine de tot și informează-te corect, iar dacă faci o alegere să folosești steroizi, fă-o de la o persoană autorizată, du-te la medic, du-te la endocrinolog, caută un medic sportiv care te poate sfătui corect, care spune dacă are sens sau nu are sens să folosești și care sunt cel mai important, care sunt dozele. Nu umbla pe piața neagră, pentru că pe piața neagră steroizii sunt contrafăcuți, substanțele sunt contrafăcute. Nu te mai gândi să cauți scurtături, pentru că scurtăturile sunt periculoase și nu te duc la rezultatele pe care la care te aștepți tu. Vin întotdeauna cu efecte secundare pe care nu ți le spune nimeni. Este exact ca în contractele alea cu banca,
unde cele mai nasoale clauze sunt trecute cu steluță jos de tot în josul paginii. Nimeni nu le citește pe alea, nici eu nu le-am citit, nici eu n-am făcut o alegere informată. Am învățat din greșeli, n-am mai folosit steroizi. Fă-o și tu, de asta fac video-ul ăsta. În speranța că o să îl vezi înainte de a folosi și o să te decizi să te oprești. O să te decizi să te informezi întâi și o să te decizi să pui la punct lucrurile din viața ta care trebuiesc reparate la început. Și anume, somn, nutriție, obiceiuri sănătoase și sport. Am obosit. Sper să vă ajute filmulețul ăsta, sper să se uite foarte mult, sper să se uite multă lume la el, sper să-l vadă cine trebuie. Dacă măcar câțiva dintre copiii de astăzi care văd filmulețul ăsta și se decid în urma videoului să nu folosească steroizi, mă vor întâlni pe stradă și îmi vor strânge mâna, sunt extrem de mulțumit. Îmi doresc doar ca cei care văd și filmul ăsta împreună cu celelalte care sper să iasă de la oameni care sunt avizați să spună, să vă învețe din greșelile lor și să vă spun exact lucrurile pe care vi le spun și eu, pentru că nu sunt secrete, ei le știu, dar nu, mulți nu le spun. Sper doar să genereze o generație de copii, o generație de puști, o generație de sportivi naturali și sănătoși, care își ating potențialul lor fizic înainte să facă orice altceva. Asta a fost povestea mea, sper că ți-a plăcut, sper că o să te ajute. Nu uita să dai un like videoului ăsta dacă ți-a plăcut sau comentează. Lucrurile astea mă vor ajuta pe mine să cresc canalul de YouTube și să fac alte videouri cu conținut și de mai mare calitate și mai multe și mai dese. Eu sunt Cătălin, Just Move. Ne vedem data viitoare.